Adam, în clipa cea de plină, ochii de țărână și-a deschis, l-a văzut pe un om într-o grădină, l-a văzut pe Alfa în lumină, pe Iisus în scântieri de vis. Și era grădina ca o carte, pomul cel de viață, pomul cel de moarte, trandafir din sânge, crin din rugăciuni. Dar când umbrele albastre se răsară peste taina ultimului ram, înălțându-se în clipa cea de seară, Prințul Sfânt se despărți de Adam. Și urcând în zarea albăstruie, Alfa, prinț al dragostei din tâi, aștepta ca primul om să spuie un cuvânt, doar un cuvânt, rămâi! Și-a trecut pe urmă ani de înfrânge și cândva la mame sub steja rotați, Avraam văzut pe Alfa între îngeri, Domnul meu! E greu prin soare să-ți străbați și tălpile în pietre ai să-ți sânge. Și uitând Avraam povara bătrâneții, a pornit cu robii săi și ales un jug. Iar când isprăviră de prânzit grumeții, lângă Sara se apropiase prințul vieții. Tu, până la anul, vei avea un prunc. Și Iisus dă tu să plece spre Sodoma. Murmurând, voi arde tot ce-i putred, tot! Vântul prin frețe răscolea aroma și Avraam bătrânul se gândea la Lot. Doamne, nici o făptură în fiul tău n-o pierde. Sângele din uliți trebuie să-l răzbuni, dar să arzi și vreascul și copacul verde. Poate sunt acolo 10 oameni buni. Iată cu răspunsul, de vor fi buni 10, eu mă voi abate, voi scăpa cetatea pentru aceștia 10. Și a simțit Avraam o ușurare în suflet, a simțit că are un tată pe Dumnezeu. Dar Iisus, mergând înspre Sodoma, pașii încetinindu-și, aștepta mereu. O, ce mult dorea el, nu numești bucate, nici slujbe, nici jertfe și nici fumă ai dulci tămâi, ci el, prinț al slavei, Dumnezeu și frate, pentru atâtea daruri binecuvântate, aștepta o șoaptă, un cuvânt, rămâi! Prin Iaboc trecură Lea și Rahela, iată copleșit de frica lui Edom se ruga în taină și în clipa aceea i-a părut de sub ramuri de lămâi un om. I-a părut un înger în cerești veșminte și cuprinse Iacov ca un vis din rai. Stelele pe boltă, luneca în zare, urmărind pe Alfa, strântoare prins. Iar când astfel zilei sângera în zăpare, Alfa, prinț al slavei să le sunt vins, așezând pe Iacov mâini de binecuvântare. Și-a plecat Iisus la fel cum a păruse, așteptând ca Iacov de sub alb lămâi, după ce a primit darul cel ceruse, să-l oprească și pe cel ce îl dăduse, cu un semn, cu o șoaptă, cu un cuvânt, rămâi! Dar trecură iarăși ani peste lume, până să crească holda și să dea în pâr. Și cumva trei oameni se urcau cu sârb, urmărind pe Iisus undeva pe o culme. Și deodată, Doamne, peste muchii crunte, nouri de lumină au venit de sus, ca un miez de soare pe smerita frunte și veșmântul alb al regelui Iisus. Se părea că raiul iarăși se așterne, oștile cerești în cerești colind, Moise și Ilie lângă el venind, ascultând povața dragostei eterne. Și atunci Simon Petru, om de căpătâi, se înălță îndată în sclipirea d'albă și rosti cuvântul dragostei din tâi. O, rămâi, Iisuse, și-am să fac aici trei colibi de grabă. Spre Emaus, iată, trei bărbați mergeau, cu șoptiri amare, cu vorbiri ciudate. Ce-s acestea vorbe între voi schimbate? O, dar cine-i întreba? Ei nu știau.
Tu ești singur oare în Ierusalim, ce nu știi necazul zilelor acestea? Și mergând alături, îi dătură vestea despre acel Iisus, Melech ha-Yedigun. Noi trăgeam nădejde, Domnule, că El, proroc înalt în fapte și în cuvinte, ar aduce slava iarăși în Israel. Și-a început străinul. Oameni grei la minte, inimi de zăbavă, neam întârziat, fără jertfa scrisă în sulurile sfinte, v-ar fi dat iertarea unsul așteptat. N-a citit geneza, memoria oare n-a trebuit să moară un bebec ascuns? În Exod ce înseamnă mielul cel străpuns? Și Levitic jertfa înlocuitoare? Ce nume stânca cea lovită și acel proroc din Deuteronom? Nu plângea în David Dumnezeul om și în Isaia oaia mută și smerită? Dar voi ce ați fost cu luna, n-ați simțit puterea în cuvântul viu, că rabinul vostru biruia furtuna și ieșea din fâșii Lazar din Sicriu. Voi toți ucenicii omului durerii, voi ce l-ați lăsat să fie prins și dus, voi care ați văzut mărirea lui Iisus, cum de vă îndoiți de gloria învierii? Și ascultau cei doi mustrarea cea tăioasă, ce turna un foc în inima lor rece. Dar trecuse vremea și ei erau spre casă și străinul parcă se grăbea să plece. Și-au rostit atunci dorita primăvară, au rostit cuvântul dragostei întâi. O, rămâi, Iisuse, căci vremea e spre seară, rămâi cu noi, rămâi! Și-a trecut peste Chetron o ceață. 11 iacobi se luptau acum. Cum să întorci privirea și să pleci la drum? Cum să uiți atâta dragoste curată? Pentru cea din urmă binecuvântare, mâinile străpunse, alfa și le-a întins. Și deodată, uite, da, se înalță, urcă, dar plângând în zare, căci privind de sus la cei legați de sine, cu eternul semn în mâini și în călcâi, el citea în toți aceleași dulci suspine. O, rămâi, Iisuse, vino, Yeshua, rămâi! Răsunați în noi trâmbițe de aramă, vino mile tainic pe cerești poteci, 7 continente zi de zi te cheamă, vino prinț al slavei, dragoste de veci. Amin. Amin.